astăzi este o zi specială, este Valentine's Day, 14 februarie și chiar sunt curios ce o să facă Darren Cell astăzi, pentru că știu, tu chiar sărbătorești și vă ce faci, mă, că vorbeam de tine și uite fix în fața mea apar, ce faci? Mora, fraile, mă! Așa, și ce faci tu azi? Cum adică așa este, dar nu e pentru tine ziua asta. Ba da, e pentru mine. A, da, uite, fetița unde era. Uite-mă, prințesa, prințesica, Darisica. Așa, mă. Eu vreau să scola cine pe mama ta, pe Alice, pe Mara. Wow, foarte amuzant ești tu, Darisele. Hai, mă, du-te, mă, de aici, adică, pe bune, mă. Și ce? Zi, pe bune, de ce te-ai îmbrăcat așa pentru ce ocazie? Ce vrei să faci tu azi? Că nu te înțeleg. Pentru Valentine's Day, ești prost? Păi și ce faci azi? Unde te duci? De ce te-ai îmbrăcat așa? Te-ai îmbrăcat așa la mișto sau ce? Nu, pe fiantele mele la Valentine, la Dan Romeu, merg cu Mara, cu Alice, îmi fac două gagici, gagicile mele, tu stai și pe perna. Mamă, Darisele, cred că ai stat vreo 7 ore să te gândești la gluma asta, să faci și tu, să încerci să faci o glumă bună și nici asta nu ți-a ieșit, adică, pe bune, și tu ești tu cu Mara și cu Alice, mă, Darisele, pe ce treabă are, Darisele, tu, asta e ziua îndrăgostiților, nu e altceva, cum adică? E și ce, mani, hai bă, frate, că te-am lăsat, pa! Bine, Darisele, bine, ok, deci dacă Darisele a zis că vrea să iasă cu Mara, ce trebuie să avem noi astăzi de făcut? Ei bine, trebuie să ne costumăm, să vedem dacă pleacă, ok, deci vedem că a plecat, bă, ce fa... uitați-vă cum merge el cu mașina, bă, doamne, nu știe ce, mă, ce faci, mă, la... bă, da, s-a dus la Alice, unde s-a dus, mă, dai, stai puțin, mă, da, Alice e acasă, în primul rând, că nici nu știu, adică n-am vorbit cu Alice deloc, chiar să mă duc acolo să vedem dacă o fi acasă, să vedem ce face Darusel, că adică eu nu cred că e acasă, nu cred, că n-am mai auzit nimic de ea, știu că parcă vorbea acolo, poate este că știți că a zis ea că are un gagic pe Alex, mă, zicea, nu știu ce, așa, adică bine, nu ne zicea, nu, zicea așa, pe ascundat, vedem că Darusel a venit fix aici. Alice, unde ești, Alice? Bă, ce cauți aici, dar să le știi că Alice nu e acasă, nu? Mara, dar nici măcar n-a vorbit că practic Mara sunt eu care o să mă costumez acum. El nici măcar n-a vorbit cu Mara, adică nu înțeleg, am telefonul aici, n-a sunat, n-a făcut absolut nimic, adică pe bune, dar în fine. Ok, vedem că ne-a dat Darusel 3 de astea cu bani, bă, și le-a aruncat el așa că se credea șmecher și de fapt a ajuns la mine, dar Darusel a uitat de ele, foarte bine, m-am făcut și cu niște bani în plus, bă, frumoasă ziua asta, ar mai trebui să mai fie sincer, să mă mai fac și eu cu niște bani în plus de la Darusel, dar da, hai să ne costumăm acum în Mara și după aceea să vedem, să mergem la diner, să vedem că așa a zis Darusel. Ce faci, mă? Că nu pot să stau la telefon atât de mult timp. Ok, fiantele, vă rog ca tu să vii la casa mea, că am o surpriză pentru tine, am o surpriză pentru tine. La casa ta sau la diner? Bă, dar să le zi unde, că tu ai zis la diner pe Mara, acum zici la casa, unde odată? Zi odată, unde? Cum adică la tine acasă? Pe ce facem? La diner, hai, că te pup, pa! Ok, deci cred că am zis la diner, bă, dar să la vedem că am și închis telefonul și toate astea, hai să ne costumăm acum, că dar să nu te înțelege, adică dacă venea aici era mare problemă, că eu ar fi trebuit să ies direct de aici și ar fi fost cam nașpa, că și-ar fi pus semnul de întrebare și și-ar fi dat seama, pentru că știți că am folosit și că este chestia aceea cu inteligența artificială și știa că practic eu m-am costumat atunci și că am folosit chestia artificială
ca să pot să am vocea de mare, cum ar veni, că știți că dacă Alice n-am mai putut să mai facem altcumva, pentru că Alice practic m-a abandonat și încă mai a fost că Alice a plecat atunci când am făcut noi farsa aia, dar mă rog, hai să ne schimbăm acum și să mergem la diner să vedem ce are Tarusel astăzi de pregătit. Chiar sunt curios în ziua aceasta specială. Bun, gata, ne-am costumat foarte, foarte frumos. Uitați-vă aici, Mara se duce fix la diner să vedem ce are Tarusel astăzi pregătit. Chiar sunt foarte curios și hai să mergem. Mergem pe aici, tip, să sperăm că nu e prin partea asta, să sperăm că e la diner, ca să nu fie Tarusel sau mă, dar ce cu toate chestiile astea, mă, câte chestii a făcut Tarusel de ies aici, numai inimioară așa, prin aer. Uitați-vă și pe aici și prin toate locurile, mă, frate, nu înțeleg ce a făcut Tarusel, dar în fine, hai să mergem la diner să vedem. Chiar sunt curios dacă Tarusel a decorat dinerul, chiar sunt sigur, curios, sunt foarte, foarte curios. Vedem ce a făcut, mă, ce, mă, cu mașina asta, uitați-vă cum se parchează, wow, mașina fix în ăsta, așa, opa, mamă, uitați-vă cum a decorat Tarusel, bă, deci chiar a decorat aici, uitați-vă cât de frumos scrie aici diner și toate chestiile astea, mă, frate, dar pe interior a făcut ceva, ia să vedem, mergem pe aici, să mergem foarte ușor, să nu ne dea Tarusel să nu ne vadă, ia să vorbim. Tarusel, am venit, ești aici? Tarusel. Bă, ăsta nu cred că e aici, mă, frate, ne face troll, adică, pe bune, uitați-vă la el. Nu, pe bune, ultima șansă, deci dacă pot chiar unde fi, mă, ăsta, deci nu, dacă mă duc prin partea asta, nu-l fă, mă, frate, pe aici, ia, deci nu e pe aici, nu e prin partea asta, pe unde fi. Așa, bun, așa, bine, Izzy a scăpat de la baie. Mara, ce faci, Mara, a fost ăla că pe la baie. A, Tarusel, crezi că m-ai păcălit, că mi-ai zis să vin aici și tot de fapt nu erai, că așa mi-ai făcut la telefon, mi-ai zis trei locații diferite, am crezut că faci mișto de mine. Bă, dar ce cauți așa îmbrăcat, Tarusel, ce cauți așa? Antenă, astăzi este Valentine's Day. Iată, asta pentru ce? Pentru tine? Mulțumesc. Ai, mi-ai pus. Bărca, băi, câte mi-ai dat? Ce aici? Mamă, câte mi-ai dat? Tarusel, ce se întâmplă? Ce e cu toate lucrurile astea, Tarusel? Ce mi-ai dat atât? Mă, Tarusel, ce așa ce? Mamă, cât de tare, Tarusel, mulțumesc foarte mult. Dar pentru ce, Tarusel? De ce mi-ai dat așa ceva tocmai mie? Pentru că este Valentine's Day. Păi da, și dacă e Valentine's Day, ce înseamnă asta? Adică asta, ce înseamnă? Că nu știu. Este ziua îndrăgostiților, adică dai la o femeie care ți-i îți place și na, ești prietenă, îi dai cadou și o faci să săptămână, uite, ia. A, dacă ești prietenă, cum ar fi, că tu ești fata, să înțeleg, dacă ai zis, dacă ești prietenă cu cineva, uite, dar de ce dai mine, bă, ești nesimțit, dar așa, și ce fac, ia să luăm loc aici să mâncăm bărcări ăștia, bă, dar da, cum adică, de ce mi-ai dat mie, bă, dar tu n-ai gacici, dar le tale, dar să-l, mă, ce cauți, mă, bă, omule, nu, gata, hai că am plecat, pa, lasă-mă în pace. Mă, gata, termină, hai să mâncăm asta, mulțumesc, mamă, cât de tare, dar să-l mersi, și aici ce, ciocolată, ce asta, ia să vedem. Dar să-l, mi-e vrea ciocolată, ce mi-e, dar să-l, mi-e, tontul, deci tu-mi dai ciocolată și tofuri, nu? Nu, iau. Păi, dar de ce te pui aici, mereu, mă, gata, ia să vedem să gustăm și din asta, și asta, mamă, cât de tare, am viteză, iată, de ce s-ar așa, dar să-l, ciocolată fermecată. Ce mi-a ciocolată fermecată? Tarusel, de ce mi-ai dat așa ceva fără să știu? De ce nu mi-ai spus, Tarusel? Cum adică? Da, deci eu nu știam, fian, de n-am cumpărat-o. O văd vrăjitoarea mea care vorbesc eu și mi-am dat puteri. Mamă, ce frumos ăsta. A, mulțumesc, că asta vreau să zic și eu, Tarusel. Dar de ce mi-ai dat mie toate astea? Tu n-ai apal cineva să te duci, Tarusel? Cum adică? Noi suntem prieteni, nu suntem altceva? Nu sunt cel mai bun prieten. Păi da, și asta nu se dă un... Că nu e ziua prieteniei, Tarusel, astăzi. E ziua Valentine's, adică de îndrăgostit. Este din astea, nu e de prieteni. Nu contează, acum fiantele, acum vreau să facem party. Ia fiantele, bumci. Ok, foarte tare, ok, gata, am plecat aici. Ce facem, Tarusel, bă, doamne, ce înseamnă asta? Uitați-vă cum și-a decorat toate lucrurile astea aici, cât de mișto arată totul, frate, da, pe bune. Mă, dar ce tot facem, mă, Tarusel, da, hai să... Tarusel, să plec acasă, bine? Hai, pa! Okay. Stai, mara, stai! Doamne, tu te dai aici, Tarusel, ești prea nesimțit. Hai că mă deja mă enervez, pe bune, gata, pa! Tarusel, atât a fost, de asta m-ai chemat tu, atât, altceva, nu mai nimic, gata! Hopa sus, de rupă de mare, hopa sus! Gata, ce se întâmplă acum, Tarusel, atât, bă, dar, doamne, Tarusel, tu nu știi să contești, băi, vai de capul tău, bă, copilă, tu nu știi să mergi cu mașina, mă, mă, da, știu, hai, da, foarte amuzant ești, Tarusel, așa, cum ce facem, Tarusel, că nu te înțeleg, adică, mă, lasă-mă în pace, hai, pleacă, bă, doamne, cât de enervant e copilos. Tarusel, termină, gata, omule, ce tot vei, unde mă duci pe aici, ce faci? Urcă, fiante, vreau ca eu să-ți arăt ceva. Ce vrei? Deci, fiante, să mergem pe stradă asta, fiante, eu știu că aici, uite, concert. Hai, dă-i, e din bumții. Deci, fiante, mara, iată, uite, m-am dus la un concert foarte șmecher, făcut doar de Valentine's Day. Dar ce e aici,
dar în seara, adică uite, uite ne întâmpină omul ăsta, bună seara, bună seara. Păi și intrăm aici înăuntru, dar se, mamă, câtă tare e aici de curat, câte chestii pe aici, wow, câtă tare. Și aici, mamă, și cu... Salut, difentele Mara. Eu te-am adus la restaurantul Le Valentine, le Dei. Difente, nu avem aici, avem doi etaje, avem da, nu-i fi așa entuziasmat, dar să-l vorbește și mai normal, nu-l țipa acolo, doar să-l ții așa entuziasmat. Că pe difente, îl avem pe Dani Toboșaru, îl avem pe Cicu pianistul, îl avem pe Mișa Sătofă. Și pe Adi chitaristul. Da, Adi. Da, foarte, mamă, cât de tare e, ce și pe el în partea asta, dar wow, ia vină încoace, ia vină, să stăm, unde stăm, dar să-l vrei să stăm aici, să stăm acolo, jos, la concert, la ăla. Fiante, vreau prima oară să stăm aici, să ne comandăm ceva, sexy, burger, pizza. Bă, dar să deja am mâncat, adică, nu, aici, nu știu, cred că e cu mâncare, dar să cred că e cu băutură, cu din astea, tu mâncare la tot, la mâncare, se gândă. Păi da, fiante, bă, șeful, dă comanda, fiante, șeful, eu vreau, vreau niște pâine, vreau niște supă și prost, vreau... Bă, stai prost, bă, bune, uitați, pe unde s-o duce mă ăsta? Bă, dar să el, dar să el! Ce vrei? Uite, dă-și mă prostule, păi ești așa de prost, dar să el, aici să ia comanda, tu unde te duci acolo, cu cine vorbești, cu pereții, cu cine vorbești? O să nu bat tu strâști, asta la mare cu șfiantele, deci eu vreau un suc și ești supă, mersi. Ok, acum s-o beau pregătit supa, eu zic să nu... Nu te-a înțeles nimeni, dar să el. Ok, bună ziua, dorim și noi ceva de băut, nu te mâncare, că nu ne e foame, am mâncat. Bă, dar să-l gata, omule, nu mâncăm. Ok, ia pizza banii, hai! Ia apă, ia suc, ia ceva, dar să-l... Așa, da, bravo, așa, ce mi-am dai? Așa, gata, ia, opa, bă, ce-mi dai? Bă, dar să-l... Bă, lasă-mă cu sucul, mănâncă tu, că mie nu-mi e foame, dar să-l gata, omule, dar să-l... Păi mănâncă, ce... Fana ca sopa, că-i bună! Mă, dar să-l ești cam prost, papă, bune, adică ce fac? Așa, și stăm și aici foarte frumos, cât de tare! Mă, dar ce mișto e asta, dar să-l... Unde-i făcut rost de coronița asta, că e super tare, îmi place, cred că aș țin așa mereu! Păi fiante, eu m-am gândit la tine! A, mulțumesc, atâta, păi și am zis, unde ai luat-o, de unde, ce ai făcut cu ea acum, adică cum ai luat-o? Păi fiante, am vorbit cu vrăjitoare, am zis că m-am gândit la tine și m-am făcut ceva care arăta ca tine! Păi cum adică vrăjitoare, dar să-l tot faci vrei și ia asta înapoi, dar să-l ia-mi plecat, gata, păi... Nu! Deci fiante, așa cheamă pe prietena mea, o cheamă vrăjitoarea! A, bine, bravo, hai să mergem și vreau să, că deja m-am prins aici! Ia vino! Ce vrei, mă, tarăsele? Ce tot vrei să faci? Ce? Te duci tu să cânti acum la piață? Ce faci aici? Pe mine mă cheamă Dariusel și eu am capul foarte chel și Mara este foarte, foarte șmecheră și eu acum o să cânt. Bă, la mine nu-mi place pianul, să-i strica, mă, du-te, mă, asta, stai, du-te, mă, de aici. Doamne, cât de prost e Dariusel, adică, bă, bune, uitați-le, deja mă ierea, se face că toate astea nu înțeleg, bă, dar asta chiar nu știe să se comporte cu o fată, de fapt nu știe să se comporte cu nimeni, ia mă, că stau aici frumos la concertul ăsta, să admir și eu concertul, mă pun unde să mă pun, ia că mă pun fix în partea asta, stau așa, mă, la concert, de fapt mă pun și undeva mai aproape, să stăm aici foarte frumos, mă pun și la masa asta, dar bună ziua, vreau să stau și pe aici, să, de fapt, hai că stau aici, fix aici la jumătate, mă pun în partea asta, mă, ce, mă, dar să, cum e aparat aici? Ha, așa, această dedicație este pentru iubita mea, dragă prietenă, Mara 2012, pe mine mă cheamă Dariusel și Mara e o prietenă, da, și Alice e o fraieră și Rafael e un fraier, da, și eu când... Hai că am plecat, că deja nu se mai putea să încerc cu Dariusel acolo, a s-a dus și seara asta, a fost interesant, așa, mă, ce, mă, s-a spus, asta e Alice? Mă, bă, mulțumesc, mă, de trandafir, să știi că m-aș mai vedea cu tine așa, dacă, bă, că ești de treabă, da, ce să zic și eu. Bună, ce faci? Bună, Alice, ce să fac? Uite, am
fost, veneam și eu de acolo și mă duc și eu pe aici, mă plimbam, tu? A, uite, am ieșit și eu de aici, am fost undeva și ia uite ce am primit. Foarte, de 14 februarie, foarte tare și uite și eu ce am primit și uite și coronița mea de oameni, îți place? Wow, da, chiar e foarte faină. Dar știi de la cine am primit astea? De la cine? Ia, ghicește, e simplu, adică eu un copil mai prostunac, ghicește. Rafael? Hei, nu, dar Rusel, mi-am zis că e copil prostunac. Ah, da, e același lucru. Așa, ce cauți aici, ce vrei să faci? Păi mă plimbam și în partea asta, voiam că uite s-a făcut seara, am plecat de acolo, nu știu, dar Rusel cred că a rămas, am plecat el acasă, nu știu ce a făcut, sincer, dar eu mă duceam și așa acasă. Ah, bine, păi dacă vrei poți să te duc până la mine, dacă ți-e mai aproape. Da, du-mă în partea aia, că mi-am uitat ceva pe acolo, pe la diner, pe la Darius, la restaurant și cred că o să merg acolo să-l iau. Dar tu ce ai făcut pe aici? Eu, păi, ți-am zis, m-am văzut cu cineva și, na, cam atât, nu prea am făcut mare lucru. A, foarte interesant, foarte, foarte tare, dar ai grijă cu mașina pe unde mergi pe contrasens, prin asta chiar uite, mamă, câte mașini, o mașină abandonată aici, ce se află pe aici? Da, știu, e aglomerație pe aici, nu știu. Da, măcar uite, poți să ieși tu locuri astea, să te duci așa mai repede prin partea. Vezi că e poliție, bă, dar mașina asta de poliție rămasă aici pe stradă, nu face nimeni nimic cu ea, ok. Mamă, cât de tare, dar ce vreau să zic, ăla chiar e restaurantul tău aici în spate sau e doar ăla în partea cealaltă? Ambele sunt ale mele, practic, teoretic. Ok, bine, Alice, mulțumesc că m-ai adus până aici, pa, mai vorbim, da, într-o altă zi, pa. Așa, mă, frate, ok, deci am ajuns aici la diner, la Dark Souls, foarte frumos, bine, e bine că am ajuns prin partea asta, am făcut și eu chestia asta ca să-i zic lui Alice cum ar veni, pentru că altfel n-aș mai putea eu să ajung așa mai repede acasă și am zis cu pretextul ăsta că ajungem pe aici, mă duc și eu frumos acasă, dar acum vreau să nu mă vadă și trebuie să ajung repede acasă, nu știu dacă Dark Souls a ajuns acasă, dacă a venit în partea asta, deși nu cred că a ajuns, nu știu, că Dark Souls știu că nu plecase de acolo, dar în fine, mă duc ea. Să vedem de ce Alice, unde s-o fi dus Alice, în fine, nu știu unde s-a dus, dar mă duc eu acum acasă, cam atât. Mamă, ce m-am speriat, uite, ok, deci nu pot să mă duc acolo, m-am speriat, am crezut că m-a auzit Alex, am crezut bine că a trecut repede cu viteză pe aici, dar da, cam atât a fost, da, a fost o seară, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii cum vi s-a părut vă o seară aceasta, că eu nu mai am nimic de spus, atât, nu știu, chiar nu știu cum să completez, spuneți-mi voi acolo în comentarii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.